Acum, aș vrea să vorbim un pic despre constructori. Ce reprezintă constructorii? Spre exemplu, când noi creăm orice obiect, că e human person, că e car, că e house, vedem că noi aici punem numele clasei noastre, numele obiectului în care noi declarăm ce nume vrem noi, repet, să fie cât mai descriptiv și să respecte convenția Campbell-Case și să înceapă cu literă mică, după operatorul de atribuire și după, îi punem cuvântul cheie new, e, acest car de aici, el nu reprezintă clasa noastră. El reprezintă constructorul clasei noastre. Constructorul este o metodă, este o metodă specială a clasei noastre care se apelează ori de câte ori, se creează un nou obiect. Deci, în cadrul clasei mele, clasa mea nu are doar 4 metode. Ea are 5 metode, ea mai are o metodă care este pusă implicită, dacă noi nu o declarăm, care va fi numele clasei noastre, va accepta 0 parametri și tot ce va face în spate este în felul următor. Va fi public, car. Aceasta este constructorul nostru. El este implicit setat dacă noi nu îl setăm sau dacă noi nu vrem să-l schimbăm. Eu acum, prin faptul că l-am scris aici, eu am scris o metodă care, vedem, nu are niciun tip returnat. Constructorul nu are niciun tip returnat, nici void, nici int, nici double, nici nimica. Public, deocamdată punem public, încă n-am învățat modificări de acces și el trebuie să aibă numele exact ca și numele clasei noastre și să accepte, la fel ca metodele, poate să accepte 0 parametri până la n parametri și această secțiune de cod se va apela ori de câte ori mi se creează clasa mea. Și spre exemplu, eu aici dacă scriu clasa mea este instanțiat. Și haideți să vedem dacă dăm start, ce se întâmplă. Ia uitați. Ori de câte ori creez o clasă nouă, card for focus egal for focus, new car aici, el îmi va apela acest constructor care îmi va executa porțiunea de cod pe care eu am afișat-o aici. Clasa mea este instanțiat. Vedem aici. După, mai jos, ne afișează mașina mea for focus. Aici creez un nou obiect. Și pentru că am creat un nou obiect, din nou mi se apelează secțiunea de cod pe care i-am declarat-o în constructorul meu. Și acest constructor, el se apelează, repet, o singură dată, atunci când eu creez un obiect nou. Dar constructorul meu poate să-mi primească n parametri. Și spre exemplu, să zicem că eu aș vrea ca să nu mai stau să scriu de fiecare dată car.car.car.car. Aș vrea ca în cadrul constructorului eu să pun valorile pe care eu vreau să le dau la obiectul meu. Gândiți-vă că poate clasa mea are 30 de atribute. Și în cadrul programării și în cadrul aplicațiilor business o să ai clase care să aibă 10-15 atribute. Dacă tu stai să scriu mereu .. este boilerplate cod, care v-am spus atunci, este cod care se scrie în plus când este ceva foarte evident. Și ca să nu vreau să stau să scriu mereu, eu aș vrea ca să pun ca și parametri aceste valori. E, cum aș face asta? La fel, pot să creez din nou constructorul meu, pentru că vă readuc aminte, la fel cum există supraîncărcare la metode sau overloading, ce era overloading la metode? Că o metodă poate să aibă același nume atâta timp cât numărul de parametri sunt diferiți. Sau dacă sunt aceiași, tipul lor de dată trebuie să fie diferit. Și așa este valabil și la constructor. Și vreau să creez un alt constructor în care să-i dau 6 parametri. 5 parametri, pentru că unul este deja setat, care să reprezinte atributele mele. Double weight string name boolean is sports car. Și în cadrul acestui constructor nou creat, eu vreau ca
atributele mele de aici să fie atributele mele care vor fi declarate aici. Și cum fac asta? Am învățat cu, cu cuvântul cheie this, care mi-afișează, care mi-accesează atributele mele. Și o să fac așa. This name egal name. This is sports car egal is sports car. Ce se va întâmpla? Eu aici nu o să am erori. De ce? Pentru că dacă vedeți, acest constructor este highlightat, pentru că el îmi arată IntelliJ că el este folosit în două locuri. Dacă țin apăsat pe control și dau click pe el, îmi arată locurile unde el este folosit. Dar acest constructor nu este folosit și eu pot să-l folosesc oricând, atât timp cât respect numărul de parametri, cât și tipul lor de dată. Și ce se va întâmpla? Păi haide să vedem. Eu aș vrea ca aceste valori să le dau la Ford Focus. Și în loc de constructor acesta, o să folosesc constructorul meu implicit. Și o să pun Ford Focus, virgulă, mașina mea, virgulă, 2030, virgulă, false. Și trebuie să mă uit să respect ordinea. Deci întâi este brand-ul, ok, după va fi weight. Deci va trebui să schimb aici, să pun weight. Iar după va trebui să pun numele. Vedeți că IntelliJ mă ajută. Acest brand weight name is sports car este pus de IntelliJ. El nu este nicio variabilă, nu este scris aici, ci pur și simplu este pus de acest editor ca să-mi arate parametrii pentru ca să îmi fie mie mai ușor. Și acum eu pot să șterg toate astea. Și ce o se întâmple în spate? Când îmi vom crea obiectul car, pentru că am apelat constructorul acesta, în spate valorile pe care eu le-am dat la acești parametri mi va atribui la valorile pe care eu le-am setat aici. Și, spre exemplu, dacă dau start, o să vedem că avem același lucru. Mașina mea Ford Focus are următoare atribute, care eu le-am setat aici. Și astfel vedem un mod mult mai curat de a scrie, cât și faptul că eu am declarat în constructor mă ferește pe mine de erori. Pentru că eu declar aici și în spate, eu aici pot să fac anumite validări. Să zicem că aș vrea dacă greutatea mea să nu fie mai mică decât 0. Și eu pun ceva de genul așa. Pot să pun if weight care mi este dat este mai mic decât 0, this weight este 0. Nu vreau să-mi afișeze greutatea sub 0. Și ce va face în spate? Și uite, hai să creez aici încă un obiect. For focus și o să pun Mercedes. Și o să-i pun numele Mercedes. Și weight o să pun minus. Mașina mea va fi Mercedes. E-sports car este true. Și acum dacă vreau să-mi afișez și asta, am să copiez asta și în loc de aici va trebui să pun cu literă mică, în loc de Ford Focus o să pun Mercedes aici și o să zic mașina mea Mercedes. Și haide să vedem ce greutate are. Mașina mea Mercedes are următoarea atribută, are greutatea 0. De ce? Pentru că el când mi-a apolat constructorul acesta a luat valoarea lui weight care este minus 2000 și mi-a executat porțiunea aceasta de cod. Care ce face porțiunea asta de cod? Dacă weight-ul meu este minus 0, este mai mic decât 0, atunci eu vreau să-l pun 0, pentru că nu vreau să afișez minus. Altfel, dacă este peste 0, atunci weight-ul meu, adică atributul weight-ului meu, va fi weight-ul pe care eu l-am dat. Asta este despre constructor. Constructorii, repet, este o metodă specială a clasei noastre care trebuie să aibă același nume ca și clasa noastră. Ea nu are niciun tip returnat și ea poate să accepte de la 0 la n parametri. Și el se accesează atunci când noi creăm metoda noastră. Eu nu pot să fac ceva de genul așa. Mercedes punct și să accesez constructorul meu, așa. Nu pot să fac. El se accesează o singură dată atunci când clasa este creată.